Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Spanov, Convideo Informativ. În special vreau să spun despre portofelul MetaMask, care îl folosim la criptomoneta Ethereum. Deci eu în multe video arăt cum noi ne folosim de acest portofel. Eu când apăs pe în browser aici. Deci se vede portofelul meu Ethereum. Acest portofel poate fi folosit și pe site-ul MyEthereum. La fel aici ea din MyEthereum se poate de adăugat portofelul de acolo. De pildă, când apăsăm pe aici, este import. Se poate importa portofelul Ethereum de acolo, adică datele din MyEthereum. Acela e un portofel, ce informații este acolo, se vede și aici. Doar că trebuie de indicat. Deci eu, de pildă, pot crea aici mai multe portofele. De pildă, am creat unul. Dacă intrăm în trânsul. Contul 1, vedeți și aici ia 0 Ethereum. Acum, ca să trec la altul, pun pe primul, de pildă. Deci, vedeți deja alte cifre. În fiecare portofel se poate ținut bani apart. Deci, portofelul Ethereum este principiul de Ethereum. Ethereum are smart contract, în bază căruia multe criptomonete, când se creează, ei folosesc Ethereum. De ce? Toate monetele care se transmit de la cele site-uri, noi le vedem atașate în portofelul Ethereum. Mai sunt astfel de portofele Waves și alte criptomonete care mai noi. Deci, așa principiul nu este la Bitcoin. Deci Bitcoin e o monetă curată. Ea nu are smart contract. Ethereum, în principiu, el prin asta se devine diferența lui. Că el ca un fel de garant pentru alte monede, așa e programat, ca să poată atașa diferite criptomonete la etapa inițială, când se face ICO. Acum, de ce fac acest video? Că este acum un proiect foarte interesant în care voi face video unde trebuiește acest portofel. Deci, cum creăm noi acest portofel? De pildă, este și site-ul MyEthereum, mult din voi are acest site. De pildă, aici ea... Noi dacă punem... Am lucrat ceva timp și el s-a oprit. Deci, uitați-vă, MyEthereum tot poate folosi MetaMask. Ca să intrăm în trend, de pildă aici, uitați, este MetaMask. Dacă aveți deschis MetaMask, apăsați aici și este conectare. Când ne conectăm, el, vedeți, ne arată aceeași informații ce este și în MetaMask 071. Deci se poate trimis bani, mai comod dacă voi nu prea înțelegeți cum se poate trimis prin MetaMask. Deci de trimis prin send, deci se trimite. Aici depuneți portofelul, aici la fel puneți portofelul, aici puneți cantitatea, aici la fel puneți cantitatea. Unica aici e mai multă informație de pildă decât aici, dar tot comod și MetaMask, el e mai rapid de intrat în trânsul. Alt moment că MetaMask nu folosește, deci aici nu trebuie de lăsat codul nostru de la portofel, care poate fi furat
pe diferite site-uri unde ne cere intrare. De pildă, care e problema la MyEthereum? Mulți excrochi creează site-uri phishing, unde ne pare că noi intrăm pe site-ul MyEthereum, dar el poate să fie undeva schimbat, o literă, oriceva, și noi din neatenție am intrat, am pus portofelul și cheia la portofelul pe ori. La ei a rămas memoria, pe urmă ei intră și fac cu portofelul nostru ce vor. Iar prin MetaMask așa ceva nu e posibil. Acum, la fel, cine preferă să lucreze cu Etherscan, de pildă dacă ne apăsăm pe monetă care o adăugăm, de pildă dacă vrem să adăugăm un token aici. Cum facem noi? Tot așa apăsăm adăugat un token. Aici punem adresa la contract, numele recurtat la monetă, câte cifre are după și adăugăm. Deci așa eu am adăugat cele 29 de monete care am aici. Iar apoi el când apar, eu dacă apăs pe monetă, ea îmi deschide Etherscan, site-ul unde este statistică despre mișcările de bani în moneta dată. De pildă vedeți ERC20 contract, asta e adresa la contract. Această adresă nouă ne trebuie când adăugăm moneta în portofel. Și aici de obicei care regulă este? La acest site, acest monetă a avut ICO adresa lor, site-ul și așa mai departe. Unde cu verde operațiile care nu au intrat bani, cu oranj banii care au plecat din portofel. Și perioada când și cum. Acum cu cum facem înregistrare MetaMask. Deci uitați, sub acest video va fi linkul la site metamask.io, unde când intrăm sunt mai multe variante de pildă, dacă folosiți browserul Chrome, atunci instalăm din Chrome. Dacă Mozilla, atunci Mozilla. Firefox. Deci în cazul dat. El periodică. La mine instalat și posibil el vede că. Deci când apăsați în Chrome, el așa ceva trebuie să apară. Și aici este aplicație care trebuie să o instalați. La mine e cu verde, deja e instalat în browser. La voi va fi alt culoare, apăsați pe ea, ea se instalează. Aici ea intrarea în MetaMask prin parolă. De ce faci o parolă mai complicată? Ca să nu poată răzbate nimeni în ea. Undeva la indicat, s-o scriți, odată pe zi intrat. Și nu trebuie fiecare dată intrat cu parolă. În schimb, ea vede, are o bază de date, toate site-urile care sunt originale și care nu sunt originale, ea pur și simplu vă previne. Acest site este de la scam, oriceva, să nu intrați pe el. Mai jos este un video care îl porniți. Hi, and welcome to MetaMask. Today we're... Unde se explică ce și cum. Puteți putem să-l studiați încă. Cum se instalează această aplicație? Ce s-a mai poate făcut cu MetaMask? Și foarte multe posibilități are. Și vă recomand. Deci voi face un video la un proiect unde noi intrăm în acel proiect numai prin MetaMask. Deci trebuiește de instalat acest MetaMask. Sigur, dacă îți doriți. Cam atât ce am răspuns, numai bine.